Și vom citi un text din Sfânta Scriptură, Luca, capitolul 12, de la versetul 13 la 34. Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 12. De la versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Amin. Să ne rugăm. Doamne, binecuvintează acest cuvânt pentru mintea și inima noastră. Vorbește-ne tuturor, cercetează-ne pe toți, să ne facem ordine în prioritățile vieții și să punem sufletul înaintea lucrurilor. De aceea, Doamne, stăm înaintea cuvântului sfânt și dorim ca Duhul Tău, cel Sfânt, să lucreze în voie și noi să plecăm de aici schimbați, cu hotărâri înțelepte și îți mulțumim că vei lucra pentru că te rugăm
în numele Domnului Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mulțumesc Domnului că suntem din nou împreună după o lună, dar asta nu înseamnă că voi veni în fiecare lună. Mai avem o întâlnire cândva spre sărbătoarea Învierii Domnului și atunci vom vorbi despre suferință. Dar până atunci, iată-ne din nou împreună, vă salut pe toți în numele Domnului, mulțumesc fraților care m-au invitat să slujesc în această seară aici. Și vă mulțumesc vouă că ați lăsat toate celelalte variante și ați ales pe aceasta să veniți să vă hrăniți sufletul. Și Domnul, veți vedea, vă va răspunde. Împreună cu echipa de la Tehnic, care astăzi are, se pare, mai mulți debutanți, da? Am făcut câteva. Puteți să porniți, cine este acolo? Am pregătit și un material pe PowerPoint, video, dar să rețineți ce voi prezenta aici este doar o schiță. Voi nu trebuie să vă uitați foarte des acolo, ci să fiți atenți la cel care vă vorbește. Nu sunt un predicator, un vorbitor care iubește videoproiectorul, PowerPoint-ul, pentru că am și eu convingerile mele că atunci când vrei să comunici, mai ales adevărurile spirituale, trebuie să te uiți în ochii sau la fața celui care vorbește. Pentru că de la ochi la ochi, de la față la față, altfel comunicăm. De aceea faceți acest exercițiu în această seară, vă uitați doar din când în când acolo, dacă chiar vreți să vă notați anumite idei, însă foarte multe idei nu vor fi prezentate acolo. De aceea cursivitatea prezentării sper să nu fie afectată de prezentarea video. Și pentru că n-am un remote control, voi face semn la cei de acolo, da? Când, știu, așa, înseamnă că trebuie să schimbați, dacă nu. Probabil că voi face un semn discret, bine? Că nu-mi vedeți sprânceanele acolo. Că altfel ar fi fost totul din sprâncene. Uită o performanță. Da, să conduci din sprâncene. Dar asta e foarte rar. Astăzi avem un subiect care nu o să vă placă prea mult. O să vă tulbure pe unii și pe mine. Pentru că vom vorbi despre consumism. Am intitulat această prelegere Tânărul creștin între contemplare și consumism. Și se bazează, sigur, pe mai multe texte din Scriptură. Eu am ales acum varianta din Luca 12, pe care am citit-o, în care Domnul Iisus Hristos ne spune să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor dea pe deasupra. Sau în Luca 12 cu 21, același pasaj, tot astfel este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Cum să te îmbogățești față de Dumnezeu? Într-o lume consumistă. Asta este problema noastră, dilema cea mare. Și la toate acestea mai adaug încă un verset, următorul: ce ar da un om în schimb pentru sufletul său, spune Hristos în Matei 16. Dar când ești tânăr, e foarte greu să decuplezi de la lumea materială la lumea spirituală, de la lucruri la suflet. Pentru că veți vedea aici e dilema sau tensiunea
noastră. Aș începe întâi cu o definire și o evoluție a consumismului. Eu l-am numit un idol, un idol al modernității, pentru că se aliniază altor tendințe, altor ispite, care încearcă să îl substituie pe Dumnezeu ca numărul unu în viața noastră. Și mă refer aici mai ales la creștini sau la cei care pretind că sunt creștini. Și idolii aceștia pot lua foarte multe forme. Astăzi ele vin prin isme. Idolii vin prin isme, da? Data trecută vă amintiți că am vorbit despre tehnologism, acum despre consumism. Și dacă mă veți mai invita, am să vorbesc despre senzualism și apoi despre pluralism și de ce nu despre spiritualism. Toți aceștia sunt idolii moderni, pentru că încearcă să te atașeze de lume, de tot ce caracterizează sfera vieții fără Dumnezeu. Astăzi ne vom ocupa de acest idol a consumismului. De ce? Pentru că el încearcă să ne definească în raport cu lucrurile și să ne facă dependenți de lucruri. Așa cum poți fi dependent de tehnologie, așa poți fi dependent de lucruri materiale. Și vom înșira câteva, dar lista e foarte lungă. Tu va trebui să te identifici cu acele lucruri care pentru tine sunt un pericol și îl substituie pe Dumnezeu ca numărul unu sufletul tău. Consumism, în limba română, consumerism e o altă formă care se acceptă și în engleză și în română. Eu prefer consumismul pentru că consumerismul e un fel de ideologie. Eu nu vreau să vorbesc despre știința consumeristă, ci despre un spirit, un trend, o încercare de a ne devora viața spirituală, că vine de la latinescul consumere, care înseamnă a devora, a epuiza. Puțin mai departe, nu voi intra în detalii, încerc să vă dau o istorie a consumismului. Ar fi foarte interesant ca cineva să studieze cum de societatea actuală a devenit atât de focalizată pe consum. Pentru că n-a fost totdeauna așa. În evul mediu, de pildă, oamenii erau mai mistici, mai orientați spre lucruri spirituale, poate și din cauza lipsei, sărăcia era mai mare, foametea, bolile mai răspândite. Ceva s-a întâmplat însă, se pare, la începutul secolului XVIII, cu precădere în mediul urban și în familiile mai bogate. S-a dezvoltat schimbul, creditul, competiția. Au apărut magazinele, producătorii, da? Publicitatea, da? Foarte devreme, când au apărut deja ziarele, primele, au apărut și publicitățile, sau, da, sub forma veche, evident. Apoi s-a răspândit ideea aceasta, sau spiritul acesta s-a răspândit masiv, mai ales în secolul XIX și datorită exploziei industriale. Dar trecem peste aceasta. Prin secolul XVIII deja vorbim despre producător și consumator.
Ajungem în perioada noastră. Consumismul are conotații pozitive în economie, dar negative când este aplicat vieții personale. Și dacă ar fi să îl definez foarte scurt, este ceea ce am subliniat. Consumismul este o preocupare excesivă pentru consum. Și asta spun pentru că toți consumăm. Da? Suntem mari consumatori. Suntem flămânzi, tot timpul suntem flămânzi. Și nu numai după mâncare. Să știți că așa am fost creați. Dacă nu am avea sentimentul de foame, am murit, nu-i așa? Mă refer mai ales la mâncare. Dar consumăm aer. Consumăm relații. Consumăm dragoste. Nu doar mâncare. Suntem mari consumatori. Consumăm în zona frumosului. Consumăm în zona ideilor. Foarte multe idei. Dar când ești preocupat excesiv, da, pentru aceste lucruri de consum, s-ar putea ca ele să te stăpânească. Și ce face consumismul este că îți dereglează echilibrul spiritual și te face să te îndrăgostești de lucruri, să-ți placă lucrurile. Doamne feri, deși expresia nu-i prea potrivită aici, să se atingă cineva de lucrul tău. Ești în stare să strigi, să faci isterii, nu? Îți mai amintești cum ai reacționat când fratele tău, sora, a vrut să-ți ia un lucru al tău sau un coleg? Ce bine că nu ne manifestăm așa și în biserică, deși nu m-ar mira. Chiar de curând mi-a spus cineva că a vizitat o biserică și după ce s-a așezat, era musafir, a venit cineva și a stat lângă el. Și a spus, ăsta e locul meu. Și l-a pus să se ridice, să plece în altă parte, că era locul lui. Acolo el se consuma. Sau consuma închinare, nu știu exact despre ce era vorba, da? Ne legăm până și de scaunele din biserică. Ăștia suntem noi. Într-un anume sens, dorința aceasta de a consuma este normală. Există însă o limită, există un prag peste care dacă treci, se întoarce împotriva ta, devine idolul tău. Te legi de lucrul acela. Nu mai poți fără el. În această istorie a consumismului am arătat că există trei elemente care îl definesc, să spunem, care creează mediul consumismului. Manipularea, plăcerea și dependența. Eu am să le dezvolt sub altă formă, puțin mai încolo, dar observația mi se pare interesantă, nu este observația mea aceasta, este urmarea unor studii, pentru că am citit, să știți, pentru a mă dumiri, și cărți de sociologie, chiar de psihologie, să văd cum se vede din alt unghi, dintr-o altă perspectivă, acest idol al consumismului. Și concluzia mea este că toți trag semnale de alarmă. Indiferent cine studiază societatea, psihologia umană, gândirea, filozofia sau teologia, sufletul, toți sunt alertați. Ceva se întâmplă cu noi. Așa cum suntem imersați, scufundați în tehnologie, așa suntem poate mai mult scufundați în consumerism, în consumism. Și asta ne stoarce, ne epuizează. Și nu ne dăm seama chiar așa de departe am ajuns. Vom vedea imediat. Dar observațiile celor din afară sunt acestea. Că mediul în care se dezvoltă consumismul este manipularea și aici sigur se referă la publicitate.
Știați că un studiu, de exemplu, arăta în Statele Unite că un copil, când se uită la televizor, nu se uită la filme sau la știri, la alte, așa, ca oamenii mari, ci se uită doar la emisiunile de copii, așa, mai curate. Într-un an de zile este expus la 40.000 de, cum se spune, spoturi publicitare. 40.000. Asta a fost în 2005. Cred că cifra a crescut. Un copil. Dar noi. Până și mi-am instalat și eu pe Biblia, pe iPad, și acolo îmi trimit publicitate. Până și cei care lucrează cu lucruri mai duhovnicești. Nu pregetă să insereze o altă variantă. Vrei să o cumperi pe asta și pe asta? Da, asta e manipularea. E mediul în care se dezvoltă consumismul. Apoi este plăcerea. La asta am să revin mai târziu, pentru că mi se pare foarte importantă. Adică lucrurile pe care le consumi îți produc plăcere. Da? Să te uiți, să mănânci. Da? Ce să zic de domeniul sexual, toate acestea, nu? Le consumi pentru plăcerea ta. Și apoi e dependența. Să știți că cei care îți prezintă produsul vor, în final, știi ce? Să devii sclavul lor. De-aia ți-l vând. Da? Să pună stăpânire pe tine. Și tu nici nu dai seama că ieși de la biserică și vrei să cumperi ceva. Ieși dintr-un timp de părtășie și... Da? Ce să zic când ieși de la un televizor, la o emisiune sau de la un film. E clar că cineva stă în spate, cel care produce imaginea, care te face să te uiți la toate acestea sau în magazine, toate sunt ca să cumperi de la el, să te controleze în final. Dar trec mai departe, sigur, consumismul spune că s-a răspândit mai ușor în societățile secularizate, mai puțin veți găsi ideea de consum în Africa, să zicem. Da? Schimbați, vă rog, așa, mulțumesc. Pentru că avansarea depinde de publicitate, de tehnică, de obișnuință. Aici însă vreau să vă spun ceva legat de credit. Creditul n-a fost foarte popular decât pentru întreprinderi, pentru organizații. După războiul al doilea mondial, când s-a intrat într-o criză economică și spirituală, de identitate, nu se putea răspunde la ce s-a întâmplat în două războaie mondiale, la Holocaust, la milioanele de oameni nevinovați care au murit. Și toate organizațiile au mers în jos, au încercat răspunsuri unii, alții n-au reușit, nici biserica n-a avut un răspuns foarte puternic, pentru că după 20 de ani au început mișcările sociale de hippie, da, dacă ați auzit, baby boomers, era libertate pentru droguri. Da? Atunci s-a născut muzica rock, da? Pe care astăzi o considerăm depășită. Dar atunci a fost un șoc pentru toată lumea, să zicem, civilizată. În acest context a apărut și creditul. Băncile îți acordau un împrumut. Dacă vrei să cumperi un produs acum, poți să-l cumperi, banca îți acorda acest împrumut. Dacă vrei acum să-l ai, n-ai bani, nu-i nimic, te așteptăm. Vom adăuga un procent, deci vei plăti puțin mai mult la sfârșit. Dar dacă vrei să-l ai, acel produs acum, uite, poți. Și ideea a prins foarte repede. S-au întors foarte mulți din război, nu mai aveau case, băncile au sponsorizat, nu? Au acordat credit,
Vrei o mașină? Îți cumperi o mașină? Vrei un frigider? N-ai, uite, noi îți dăm. La sfârșit vei plăti cu 20, 30, 50% mai mult. Dar ce-ți pasă dacă poți să ai produsul acum? Și pe asta s-a mers. Da. De fapt, cheltuiai ce nu era al tău. Și astăzi e la fel cu credit. Unii nu se descurcă fără credit, mai ales în societățile avansate și la noi. Deja este tot mai popular. Dar ideea nu a existat înainte. Cum adică toată viața să ai un stăpân căruia să-i plătești, să-i dai înapoi, pentru că tu ai vrut acum ceva, să fie mai comod, să fie mai bine. Dar așa funcționează. Și când vine o criză, cum a fost cea din 2008, foarte mulți au pierdut multe. Însă în societățile avansate, vestice, nu se poate, aproape nu se poate fără credit. Rar am auzit să existe familie, chiar creștină, care să nu se împrumute, să nu aibă credit. Aici la noi încă nu a pătruns așa de mult, dar veți vedea, voi, cei tineri care vă veți căsători, vreți să aveți un apartament, o casă, de unde aveți bani? A trebuit să mergeți la bancă. Acum nu vi se dă. Trebuie să fii, să ai pui, depui garanții puternice să primești un împrumut. Dar s-ar putea să se relaxeze piața și să poți să cumperi. Tocmai vin din Spania, unde am stat la românii de acolo, care ar vrea unii să se întoarcă în țară. S-au cam săturat să facă curățenie la spanioli și să fie umiliți uneori de vestici. Alții s-au descurcat bine, dar aproape toți și-au cumpărat case sau apartamente pe credit și nu se pot întoarce. Pentru că banca le ia tot. Dacă n-ai plătit o lună, două sau trei, banca ți ia absolut tot. Dacă ai plătit 90% din apartament și n-ai plătit trei luni consecutiv, banca ți ia tot și ai pierdut absolut tot. Și nu vor săriște, ar s-ar întoarce înapoi. N-au știut la ce se leagă la început. A fost așa un val care i-a luat. Dar unii reușesc să supraviețuiască, s-au integrat. Asta este viața în lumea aceasta mai avansată. Sigur, dacă te duci în Africa, în Asia sau în America de Sud, nu prea întâlnești aceste probleme. Trec peste celelalte aspecte, v-am dat doar niște exemple. La următorul, motivele consumismului astăzi, și asta merită dezvoltat, doar enumăr. Întâi este sentimentul de nemulțumire alimentat de spiritul competiției. Devii un consumist din competiție. Te compari cu alții și vrei și tu, acum, ești în stare să faci orice, oricâte împrumuturi. Da? Trec ani, te gândești ce-am realizat și intri în competiție și te-a prins și pe tine vârtejul. Apoi, un motiv al dezvoltării consumismului este folosirea neînțeleaptă a venitului. Și mai pun aici un motiv, lipsa fondurilor de urgență. În engleză se spune savings, economii. Pentru că nu poți rezista într-o societate de aceasta în care tot timpul consumi, dacă nu-ți pui deoparte niște bani pentru încercări grele, pentru crize. Toți, absolut toți, au un cont separat de economii de care nu se ating. Dar vedeți, când nu ai acest fond de urgență, să-l numesc, și apar crizele, tu te duci în jos. Nu mai ai la ce să apelezi. Și poți, unii și-au luat viața, pentru că au pierdut tot.
Din acest motiv, pentru că nu știi lucrurile elementare dintr-o economie, dacă tot trăiești într-o țară avansată, posibil să te prindă această moară a consumismului. Să știți, mergem mai departe, o observație absolut normală, că în societățile consumiste scade interesul pentru viață spirituală. Se vorbește despre trezire spirituală și tot ne rugăm pentru trezire și încântări și o punem peste tot. Trezirea, în primul rând, că vine de la Domnul, o dă când vrea El, nu când o programăm noi. Da, noi trebuie să ne rugăm, e adevărat. Însă vine în anumit, trezirea vine într-un anumit context spiritual. Ori, când ești un consumist, că tot timpul te gândești ce să câștig, cum să mă bucur de ce am câștigat, da? Cum să, ce să mai cumpăr, să fiu mai bine și mai comod, a te ruga pentru trezire spirituală este discordant, cel puțin. Știți unde sunt trezirile spirituale astăzi? În emisfera sudică a lumii. În emisfera nordică, mă refer la Europa în special și la America de Nord, Statele Unite, Canada, e prosperitate. Emisfera sudică, America de Sud, Africa, Asia, din punct de vedere economic o duc foarte modest, dar spiritual, cele mai mari treziri spirituale sunt acolo. Și sunt americani cu care am vorbit și mi-au spus, mi-au vacanță să mă duc în America de Sud, în Brazilia, ca să mă împrospătesc spiritual. Acolo e trezire, zice. Nu s-a dus să se odihnească, da? Să consume mai mult, ci să se încarce spiritual. Ce să zic de Africa, de Asia, Coreea, dacă ați auzit, și în alte părți. Este o observație pertinentă aceasta, că acolo unde există prosperitate spirituală crescândă, scade interesul spiritual. Și este ridicol să auzi televangeliști, predicatori cu Evanghelia prosperității, care cer că, uite, dacă te rogi, Domnul vei primi, dacă nu ai, înseamnă că n-ai credință. Sau chestii de genul ăsta, păi din cât te știu eu, Domnul Iisus Hristos ne-a chemat să ne purtăm crucea și să suferim cu El. Nu să ne rugăm pentru prosperitate materială. Discrepanța este foarte clară, pentru că în emisfera aceasta nordică, unde se promovează această evanghelie a prosperității, nu ai parte de trezire spirituală. E doar o mimică, este doar o păcăleală, nu e adevărat. În istoria bisericii, să știți că au fost mai multe mișcări spirituale, duhovnicești, care au încercat să se opună acestui spirit consumist. Pomenesc de puritani englezi aici, de pietiștii germani, care sunt strămoșii noștri ai evanghelicilor din România. Anabaptiștii, puritanii și pietiștii. Ei sunt cei care ne-au pregătit terenul pentru mișcarea evanghelică de mai târziu, din sfârșitul secolului 18 și 19-20 apoi. Și ei au luptat împotriva materialismului pe față. Ce este de făcut? Acum trec la un capitol, al doilea capitol, să ne uităm doar la trei caracteristici ale consumismului. Și prima caracteristică este aceasta. În consumism, valorile derivă din consum. Da? Consumismul e o gândire care te prinde foarte ușor. Începe cu a tot suficiența omului, adică te gândești la tine. Ce ar trebui să mai cumpăr? Ce ar trebui să mai am? Mă uit la cei de lângă mine, mă compar cu ei. Ia să vedem. Și
Tu ești centrul, practic, acestui spirit. Pentru tine faci toate. Am întâlnit și români care au plecat în străinătate și au spus că pentru copii, frate, pentru copii. Da? Și noi și-am văzut copiii de zeci de ani unii. Li s-au măritat fetele, s-au însurat băieții de când i-au lăsat în țară. Dar pentru copii s-au dus. Nu, 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 spune că pentru tine. Mi-a plăcut de mulți, să știți, credincioși de-ai noștri din diasporă, care spun acum direct, cândva nu spuneau, acum spun direct, hai fraților, ziceau, am asistat la o scenă într-o biserică, hai fraților, să o spunem direct, toți am venit pentru bani aici. A spus-o și a fost un foarte firav amin din partea mea mai mult. Dar așa era. Invoci alte surse sau alte motive, dar tu ești cel care vrei, nu-i așa? Apoi gândirea aceasta trece prin lupta pentru succes și se încheie în valori materiale și începi să te lauzi cu ele. Valorile care derivă din consum. Știți ce se întâmplă într-un spirit consumist? Prima categorie sacrificată sunt relațiile. Și mai ales relațiile de familie. Să știți că și aici, statistica, nu prea-mi plac mie statisticile, dar aici mă ajută totuși, că am citit despre certuri în familie. Am pregătit o dată un mesaj pentru familii și m-am tot interesat să vedem care sunt motivele pentru care se ceartă în familie soții. Pe primul loc, detașat, lipsa banilor. Și când ești îmbibat, când înnoți într-o societate consumistă și te uiți și tu vrei să cumperi și asta vreau și eu pot să cumpăr numai atât, l-am văzut pe celălalt cumpărând mai mult și mai de bună calitate, când acest lucru te conduce într-o zi, pe față, vei vorbi cu ai tăi, te vei certa, îți vei exprima nemulțumirea. Dar știți la ce mă refer mai mult aici când spun că relațiile au ajuns produs de piață? La relațiile intime în familie. Uitați-vă la industria pornografică, la industria publicitară. Aproape nu există publicitate, da, care să nu insereze ceva pornografic, ceva cu tentă sexuală. Și scopul este să se treacă peste inhibiții, să fim liberi, să ne permitem orice, asta e adevărata societate. La publicitatea aceea se uită copiii și te întreabă ce a vrut să spună, ce-i cu aluzia aceea? Și părinții trebuie să răspundă, e vorba de ceva ce tu încă nu știi. Da? Și uite așa, ceva ce era intim, numai pentru relația soț-soție, pentru dormitor, a ajuns să se expună, da, tuturor. Și asta este catastrofal. Și problemele sunt tot mai mari. Și între părinți și copii și între soți. Pentru că atunci când se intră în zona aceasta și se dezvelește totul, aproape că te simți trădat, zici că nu mai există nimic al tău, intim, ceva ce leagă relația. Și uite așa consumismul a pătruns în paturile noastre, în dormitoarele noastre, în dormitoarele copiilor. Asta e societatea de consum. Cu oricâte filtre îi pune, ceva tot scapă.
Ce să mai vorbesc despre comoditatea pe care o căutăm toți? Până la un moment dat e normal să ai niște lucruri, să te obișnuiești cu ele, să te ajute, nu? Dar nu am trăit ca Amish. Ați auzit de Amish, de menoniți unii, care n-au nimic electric, ei spală toți când termină mâncarea, toată lumea se duce la bucătărie și spală vasele cu mâna. Și toți se ajută, spuneau cei din Canada, niște Amish care, cu care am vorbit, că atunci când se căsătoresc doi tineri, ei lor, toată comunitatea aceea au stabilește ziua în care se duc să le construiască casă. Și ridică în câteva zile, toți ridică casă pentru cei tânăra pereche, doar nu o mobilează. O ridică și restul le aparține lor. Hey, ce model, ce vremuri, doar nu am trăit ca Amish. Noi suntem comozi, noi avem alte obiective, nu? Da. Trec mai departe că spun prea multe. Libertinismul este a doua caracteristică. Într-o societate consumistă, toată lumea vrea libertate și o definez greșit, evident. Libertatea este confundată cu libertinismul, adică să fii liber la orice, să ai acces liber la orice, să-ți pui părerea oricând, da? Circulație liberă, totul să fie deschis liber. Într-un fel ne avantajează, dar încep să nu mai fie reguli, ați observat asta? Să poți accesa orice, să intre cine vrea în casa ta prin computerul tău, să facă ce vrea acolo, să cunoască tot despre tine. Dar ce mă intrigă poate mai mult este că acest spirit libertin al libertinismului a pătruns în biserică. Și închinarea se vede tot mai mult ca un produs. Da, o vindem sau nu o vindem? Ne uităm la ceilalți de la biserica cealaltă. Dom'le, ce se vinde acolo? Frate, spune-ne. De ce merg toți acolo? Păi vindem și noi. Asta trebuie, asta dăm. Da? Ce se vinde? Aia cu aia. Se vinde vindecare, vindem vindecare. Ce se vinde? Worship din ăsta, așa, aia. Predici de aia. Am trăit acest sentiment deseori în biserici. Și mai ales la conducătorii bisericilor. Am văzut conducători de biserică stresați la anvon. La anvon trebuie să fii relaxat, să predici cuvântul, să fii, ai libertatea Duhului. Dar i-am văzut tensionați. Oare a ieșit bine? Am făcut bine? Ai făcut totul la timp? Nu trebuia să schimb asta și cealaltă? Era preocupat dacă s-a vândut bine închinarea în ziua aia. O să fie oare mulțumiți frații și surorile? Mi-era și milă de ei. Dar doreau să fie relevanți. Și confundă închinarea cu un produs. Încă la noi n-a ajuns spiritul acesta vestic cu vânzarea. Dar va veni, sunt semne deja. E foarte multă artificialitate atunci, dispare originalitatea. Împrumutăm ce se vinde dincolo ca să putem vinde și noi aici. E ca, era unul prin anii 80, cred, Jim Baker, care a condus un trust din ăsta mare, o televiziune mare, a făcut un parc creștin, Heritage Park. Era hotel creștin. Erau jocuri pentru copii, ca un fel de Disneyland, dar pentru creștini.
Vindea păpuși care recitau din Biblie. Vindeau... Oh, nu, nu vindea, îți trimitea acasă tricouri unse cu Duhul rugăciunii. Și se cumpăra. Și a făcut un imperiu de milioane și milioane de dolari. Până la urmă l-au prins cu fraudă, l-au băgat în închisoare câțiva ani. Sigur, între timp, au găsit că a trăit și cu secretara. Dar asta nu e așa, cade în plan secundar. Dar el a scris o carte, după ce a ieșit din închisoare, sau atunci, nu mai țin minte, în timpul închisoare, a scris o carte prin care explică care era principiul din spatele acestei gândiri. Și principiul era că trebuie să te uiți, zice el, la nevoile bisericii și să le împlinești. Dacă e nevoie de aia, dă-i aia, zice. Ce vrea biserica? Biserica s-a plictisit. Hai să aducem ceva ce se vinde în altă parte. Și noi nici nu punem problema astăzi, nu așa? Dar nu cumva nu se potrivește cu cine suntem, cu poporul acesta, cu moștenirea pe care o avem evanghelică, așa cum e ea. Dar dacă nu se vinde, înțelegeți? E acest spirit al consumismului care e printre noi. Mai vin unii alții și la biserici cântăreți, nu fac nicio aluzie acum la nimeni, dar au fost care nici nu interesa de piața bisericii. Primul lucru, frate, am venit cu CD-uri atâtea, da, ta costă, da, să nu uiți. Frate, ai venit să te închin cu noi, în primul rând. Ești pregătit să te închin cu noi? Primul interes era să-și vândă CD-urile. Și alte și alte exemple neplăcute. Sigur, pot să le pui în categoria excepțiilor. Posibil. Dar vedeți, asta devine o problemă într-o societate consumistă. Biserica trebuie să se păzească de acest spirit. Dacă nu o facem la timp, dacă nu o facem noi, voi, biserica va deveni o piață de desfacere, da? În care regulile economiei, consumului, se vor aplica și aici. Dar biserica nu e o piață de desfacere, este trupul lui Hristos. Ce avem de făcut? Mai aveam încă a treia caracteristică a consumismului, este plăcerea imediată. În consumerism funcționează motoul acela, trăiește clipa, carpe diem. Trăiește clipa, acum o trăiești, da? Nu știi ce va duce ziua de mâine. Focalizarea este pe prezent și nu pe trecut sau viitor. Și afirm eu aici ceva important, a trăi pentru tine, asta e scopul consumismului, să trăiești pentru tine, nu pentru predecesori sau posteritate. Când veți găsi gânduri, ideile acestea, că lasă trecutul, fiecare cu viața lui, fiecare cu a lui, când veți găsi aceste gânduri sau îi veți găsi pe cei care vă spune nu ne interesează cei care vin după noi, acum noi rezolvăm problema, acum, înseamnă că e un spirit consumist pentru că vrea o satisfacție pe moment. Ori, biserica sau viața ta nu este trăită doar acum. Tu moștenești ceva. Trebuie să lași în urma ta ceva, nu? Pentru copiii care vin după tine. Asta înseamnă să fii parte a istoriei, să te simți împlinit. Sună ca pornografia care privește oamenii ca lucruri și îți aduce o plăcere imediată și apoi dispare. Asta e hedonismul, căutarea satisfacției maxime acum. Nu te interesează pe cine vei afecta, ce va fi după tine. Când gândești așa,
spiritul consumismului e în tine. Ai un nou idol. Care sunt consecințele consumismului? Câteva le-am spus deja, în șir doar câteva dintre ele. Încearcă să schimb, te rog, da, mulțumesc. Comoditatea, materialismul, privatizarea, competiția, comercializarea. Sunt doar câteva consecințe. Mă înfioară și ideea privatizării. Să vezi totul privat, să lupți pentru viață privată. Ce e? Un creștin n-are viață privată. El trăiește într-o comunitate. Tu nu ești privat. Trăiești într-o familie, trăiești într-o biserică, în societate. Pe toți îi afectezi când faci ceva. Și bine și rău. Dar asta te îndeamnă consumismul, spiritul acesta, să minimalizezi comunicarea personală, să te izolezi, să duci o viață privată. Nu mai vrei să stai cu ai tăi, da, nu-ți mai place grupul de părtășie, ai viață privată. Știți, cuvântul privat vine din latinescul privatio, care înseamnă absență. De fapt, e corect, când spui că vreau viață privată, de fapt vrei să spui vreau o viață frustrată, cu lipsuri. Noi nu credem în viață privată. Un creștin are o viață comunitară, relațională, dar nu privată. Însă când îți vine acest gând al privațiunii, nu-i bine. Aici, mai departe, pomenesc de consumismul în biserică. Puțin am atins problema, vreau să o pun mai structurat. Am văzut câte sunt trei, mi se pare că trei presiuni am pus. Trei presiuni asupra bisericii astăzi. Presiunea relevanței, în primul rând. Am pomenit de faptul că tot mai mult se merge spre biserică ca la o comunitate, da, în care să funcționeze legile pieții. Ați auzit în limba engleză sau erau și abțibilduri, am văzut în America cu sloganul acesta, name it and claim it, da? Ceva de genul numește-l și pretinde-l, ceva de genul acesta. Adică, nu, rețineți, nu se aplică în domeniul material, în cel spiritual. Și sloganul intră în biserică. Și auziți, aceștia sunt cei care cu proclamările, cu pretențiile, Doamne, Tu ai spus, eu pretind pe baza promisiunii Tale. Da, iau versete de aici, de acolo, își formează așa o teologie din asta triumfalistă, care îl ispitește pe Dumnezeu. Ăsta este ceea ce spunea Dietrich Bonhoeffer, harul ieftin. Da. Noi nu credem în așa ceva. Eu nu așa-L văd pe Hristos. Nu-L văd nici pe Hristos, nici pe Apostolul Pavel dominați de presiunea relevanței. E bine să fii relevant. Adică să fii la zi, să înțelegi vremurile, să discerni vremurile. Până aici e bine să fii relevant. Dar când relevanța te presează să sacrifici moștenirea curată, valorile, da, care sunt ale bisericii, atunci relevanța devine o problemă.
Și să știți că voi, tinerilor, folosiți des cuvântul. Cândva poate că vă dădeam dreptate, că e un cuvânt potrivit, e mai nou, mai așa cuprinzător, spune multe, dar devin și eu tot mai prudent în a-l folosi. Pentru că nu este un principiu de bază creștin. Este un principiu limitat, funcționează doar într-o anumită vreme sau categorie și atât. Poate vă voi exemplifica mai încolo acest lucru. A doua presiune este presiunea eficienței. Biserica este sub presiunea sondajelor, a opiniilor, da? A statisticii, a numerelor. Și face orice ca cifrele să iasă bine. Sunt multe biserici care sunt sub presiunea aceasta. Cât s-au botezat? Cât aveți la biserică? Cât e bugetul vostru? Adică te analizează în termenii consumiști. Nu te mai întreabă, aveți părtășie, relațiile sunt bune? Da, e sfințenie în biserică. Asta e o altă presiune. Nu știu cât de mult o simțiți dumneavoastră, dar la nivelul liderilor se simte foarte mult. Și de când a început asta? Vă dau un exemplu din domeniul evangelizării. Până la prima parte a secolului XIX, vorbesc de 1830-1850, nu exista această presiune a convertiților. Și când erau evangelizări, se predica cuvântul lui Dumnezeu, se scotea în evidență suveranitatea lui Dumnezeu, harul care lucrează în inima omului, dar omul era lăsat să decidă. A venit o nouă gândire printr-un predicator foarte talentat, Charles Finney, care el a introdus ideea convertirii la chemare. El a fost cel care a promovat venirea în față, erau și câteva bănci în fața pupitrului sau învonului, sau depinde unde era evangelizarea, care erau destinate pentru căutători, pentru cei care sunt aproape de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și cu persoasiune, predici de genul, totul depinde de tine, tu trebuie să te mântuiești, acum, dacă o faci acum, mântuirea ți-e garantată. Și s-a schimbat dintr-o dată tonul, direcția, doctrina. Și a avut succes. Foarte mare succes. Se consemnează trezii spirituale în perioada aceea. Dar totul era bazat pe eficiență. Și el avea și acest slogan, de fapt, acest Charles Finney, eficiența scuză metoda. Dacă zice eficient pentru împărăția lui Dumnezeu și oamenii se pocăiesc, de ce nu? Facem orice. Și această gândire a devenit populară, a dominat o perioadă, secolul XIX și în secolul XX, mai este și cu noi astăzi. Dar pune o presiune pe biserică. Și ce dacă în biserica ta nu sunt atâtea rezultate, și ca în alte părți? Aia nu mai e biserică? Și sunt credincioși care pleacă din bisericile lor pentru că statistica arată rău. Nu stau să lupte, da, cu credincioșie, să stea și când e greu. Lasă biserica, se duce, caută altă shopping. Church shoppers se numesc ăștia. Ăia care cumpără biserică. Dau telefoane, e-mail-uri și schimbă. Cine e duminică la biserică? Mă duc. Da. Și lasă biserica lui sau biserica ei. Se duce acolo. Nu se identifică cu biserica, pentru că el e consumator. El trebuie să aibă plăcere, satisfacție când se duce undeva să meargă și să spună da, nota 7. I-am auzit pe unii tineri, dând note la închinare, după închinare. E o gândire străină de noi.
Înțelegeți? Pentru că tu confunzi biserica cu o piață? Piață de desfacere? Să comercializezi Evanghelia? Să te folosești de slogane, de publicitate, de diverse personalități, să-i duci încoace încolo? Mi se pare că semănăm prea mult cu lumea. Aici, da. Ne e frică că semănăm că fetele umblă cu fuste nu știu cum, că băieții nu știu cum au părul, că toată lumea, că are cercel, că n-are... Astea sunt problemele celor mai mulți predicatori, să nu-i zic altfel. Dar nu aici văd eu problema. Uitați, o problemă foarte mare. Ce facem cu consumismul în biserică? Pătrunde peste tot. Nu-l vedem? Sau ne facem că nu-l vedem? Asta mi se pare că e ceva serios. Problema pornografiei. Foarte serioasă. Problema religiei simțurilor transmise prin cântări. Probleme mari. Și noi ne ocupăm de mărar, de chimen. Și uităm cele mai însemnate lucruri din lege, mila, dreptatea și credincioșia. Da, am citit undeva acest anunț, ofer ceva ce poate curăța mai bine decât săpunul, sângele lui Hristos. Cum vi se pare, da? Asocierea. Era la intrarea la o biserică, să te atragă să mergi, să fai parte de sângele Domnului. Aici ajungem. Mai am încă a treia presiune, presiunea sincretismului, nu voi sta asupra ei, dar vreau să subliniez doar că sincretismul înseamnă amestecarea ideilor religioase, renunțarea la identitate și împrumutarea altor idei de la toate religiile. Toți sunt buni, luăm de la fiecare ceva și hai să fim toți la fel. Și presiunea aceasta e foarte puternică astăzi pe biserică. Da? E ca și cum zici, mă duc la mall. Da? Mall-ul e al meu, uite, e al meu, aici pot cumpăra orice, toți sunt buni, că toți sunt la mall. Așa văd unii biserica. A, în biserică toți sunt buni, hai, renunțăm la specificul nostru, grămadă așa, să fie bine, să dăm note. Acesta este un rezultat al consumismului, astăzi. Când sacrifici credința, ce crezi tu, ce ai moștenit tu, de dragul eficienței, relevanței, unificării, sincretismului. Și acum mi-a spus cineva odată, rate, nu uita, credința trece prin stomac. A vrut să-mi spună că banul e cel care decide, nu uita, frate, așa să te orientezi în viață. Foarte frumos, nu? Pentru un creștin. Crezi în asta? S-ar putea. S-ar putea. Am auzit un amin vag în spate. Poate m-am înșelat. Sper să mă fi înșelat. Da. Bine, trecem la ultima parte, care e practică. Ce e de făcut? Sper că v-am convins cât de cât că avem o problemă cu acest consumism. Și la punctul 4, te rog, atitudinea față de consumism. Avem două variante posibile. Punctul 4, te rog. Nu reușești? Da? Treziți-l, vă rog, pe coleg. Punctul 4. Unii propun un model așa numit a bisericii în exil. Asta ce înseamnă? Că biserica trebuie să se izoleze
de lume complet, să nu se implice, să nu fie în pericolul de care pomeneam, noi să avem felul nostru de relații, de trăire, și sunt mai multe exemple aici, nu vi le pot da pe toate. Unii chiar merg pe ideile din pilda fiului risipitor, vă amintiți? Când fiul s-a plecat de acasă și tatăl nu s-a dus după fiul risipitor. Ei asta văd. Tatăl l-a așteptat acasă. Uitați, spune, ăsta e model pentru biserică. Biserica să aștepte întoarcerea lumii către ea. Noi stăm, aici suntem, dacă lumea are nevoie de noi, suntem aici. Mi se pare că e un model extrem de fragil, n-are niciun suport practic în Biblie și nici în modelul lui Hristos. Al doilea model este modelul bisericii în acțiune. Da? Treci, te rog, mai departe. Biserica în acțiune. Și acesta e modelul evident pe care noi îl propunem și în care credem. Biserica, noi suntem sare și lumină, trebuie să interacționăm critic cu cultura, cu secularismul. Nu să te retragi, ci să te implici. Așa a făcut Hristos, așa au făcut apostolii. Dar fără să sacrificăm adevărul, Evanghelia. Da? Noi credem că Evanghelia este soluția pentru lume și pentru mântuirea oamenilor, pentru viitor. De aceea, aceasta este poziția noastră. Mai departe, te rog, în concluzie, noi nu putem evita societatea de consum. Toți trăim în ea, dar putem evita identificarea cu ea. Și testul aici este să trecem plin de pace prin lume, fără a ne închina acestui idol. Da. Pentru aceasta am două seturi de principii. Întâi, trei principii spirituale dominante și iată care sunt acestea, principiile spirituale. Întâi de toate, recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu în detaliile vieții tale. Te rog, treci mai departe. Mulțumesc. Recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu în detaliile vieții tale. Dumnezeu este Cel care a creat, Dumnezeu este Cel care guvernează, Dumnezeu îngrijește lumea aceasta, așa cum am citit cuvintele Domnului Iisus Hristos. De ce te îngrijorezi? Dacă faci o simplă observație la natură, la lumea animală, spune Domnul Iisus, vei vedea că Dumnezeu are grijă de toți, și de păsări, și de crini. Cum? Nu va avea grijă de tine? Da? Deci în lumea aceasta, recunoaște că Dumnezeu e suveran și că are grijă de lumea aceasta și are grijă și de tine. Și că n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Ăsta e principiul guvernant. Al doilea principiu, treci, te rog, la numărul 2. Asumarea responsabilității de ispravnici ai creației. Mie mi se pare că ideea aceasta este revoluționară. Adică să te situezi în lumea aceasta a lui Dumnezeu, sau să te relocalizezi, să te vezi ca un ispravnic, ca un administrator. Dumnezeu ne-a încredințat această lume. Nu ea să ne domine pe noi, ci noi să o administrăm. Genesa, capitolul 1. Creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, spune, ia-l vostru, vi-l dau vouă în stăpânire. Deci lucrurile care sunt, da, sunt date de Dumnezeu în harul său și ne sunt date nouă spre administrare, nu să ne stăpânească. Trebuie să avem respect față de aceste lucruri, față de toate resursele care sunt în lumea aceasta, sunt darurile lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut o întrebare pe care am citit-o undeva. E ultima afirmație de jos.
cum îi afectează pe ceilalți ceea ce cumpăr eu? Nu ne gândim niciodată când cumpărăm, când consumăm ceea ce voi cumpăra eu. Cum îi va afecta pe cei de lângă mine? Și aici toți trebuie să plecăm capul jos. Noi ne plângem că n-avem ca alții. Pentru că călătorim prin Europa și vedem bunăstarea în alte țări. Oh, și vai cum e la noi. Dar ea a încercat în cealaltă direcție. Și călătoriți în alte părți. Am fost în Siberia cu mai mulți ani în urmă. Am fost în Thailanda și în alte părți, dar comparația e aproape inexistentă. Avem foarte multe. Avem tot ce ne trebuie. Deja noi trebuie să ne punem problema, oare ceea ce cumpăr am nevoie acum? Nu cumva aș putea ajuta pe altcineva cu surplusul meu. E ca și cum, țin minte, în perioada comunistă nouă ne era tare greu, aveam atunci 6 copii mici, greu era. N-am mâncat fructe exotice, cred, niciodată. Ciocolata o vedeau foarte rar. Când aveam Pepsi, prin cunoștințe, era sărbătoare, se făcea sărbătoare în casă. Da. Stăteai la coadă de la 4-5 dimineața pentru 2 litri de lapte. Și într-o zi, într-o seară, când nu prea aveam multe în casă și ne puneam problema ce vom mânca mâine, a venit un coleg, un prieten, cu 2 cutii pline cu mâncare din străinătate de la Menoniți. Și acum țin minte momentul acela. A fost reper pentru noi. Dumnezeu a ascultat câteva rugăciuni așa firave ale noastre, dar peste toate acestea altceva am înțeles, că există creștini în lumea aceasta care se gândesc la alții, la noi. Să pună mâncare, haine, până și jucării pentru copii și să le trimită la noi. Bun, au trecut acele vreme, noi acum ce facem pentru alții? Când noi ne-am bucurat, am uitat astăzi că era acum, e de datoria noastră să o facem pentru ceilalți. Și al treilea gând aici, ca principiu, dacă este să consum ceva, consumă cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Ezechiel, capitolul 3, spune că a mâncat sulul acela pe care l-a dat Domnul, cuvintele. Simbolic e adevărat, dar ideea este că dacă vei consuma cuvântul, vei fi eliberat de spiritul consumismului. Dacă vei cumpăra de la Dumnezeu, cum spune în Isaia 5:5, nu se va mai fi nici foame, nici sete, nu vei avea nevoie de altceva decât strictul necesar. Și acum, la principii practice, am câteva gânduri mai directe. Primul gând al meu este să opunem rezistență culturii consumiste. Adică să facem ceva. Să rezistăm, de exemplu, la atacul publicitar. Să ducem campanii pentru decomercializarea Evangheliei. Și să nu permitem pătrunderea spiritului acesta între noi în biserică, în închinare. Adică să facem ceva. Că dacă stai numai acolo și admiri, te uiți, nu-ți place, nu se va întâmpla nimic.
În al doilea rând, disciplina contemplării. Să revii la o viață de contemplare, de meditație, de rugăciune, de părtășie. Prin contemplare, aici nu înțeleg contemplarea mistică, ci părtășia cu Domnul. Timpul tău de părtășie cu Domnul. Și să îi arăți Domnului că sufletul e înaintea lucrurilor. Că pe tine te interesează întâi sufletul. Vrei să te îmbogățești față de Dumnezeu. Să refuzi un limbaj consumist, generalizat și dominant. Și în discuțiile pe care le ai cu alți oameni și mai ales în biserică. Refuză de a depinde de lucruri. Și când vezi că depinzi de un lucru prea mult, pune-ți întrebarea, roagă-te Domnului, întreabă-L. Nu cumva l-a marginalizat pe Dumnezeu în viața ta, lucrul acela. Promovez sau vă încurajez a redescoperi părtășia în detrimentul sau defavoarea consumismului. 3. Asumă-ți un stil de viață moderat și mulțumitor. Cum a făcut Iisus și apostolii? Un stil de viață moderat și mulțumitor. Am fost odată în America, în casa unui prieten. Ne-am bucurat. După un timp, cineva m-a întrebat, zice, cum e David, prietenul tău? Bine. Știi, zice, că e multimilionar în dolari? Nu. Am fost la el acasă, n-am văzut nimic excesiv, extravagant, opulent. Trăia ca ceilalți. Mânca ca ceilalți. Se bucura, hainele, nici, încă și acum alții minte că era niște blugi, gata să-i cumpăr eu o altă pereche. Un tricou foarte modest. Dar, sponsoriza o lucrare de la Wheaton College, cred că au trecut deja vreo 15 ani, care dăruia pentru ca lucrătorii români, ruși din Europa de Răsărit și din Africa să meargă 6 săptămâni să studieze în biblioteca de acolo a școlii. Și el era unul care participa și dădea. Și apoi îi strângea la conferințe. Dar trăia o viață moderată și mulțumitoare. Se poate. Asta e înțelepciunea, nu? Și dacă ai, să știi ce faci cu surplusul. Pentru că asta a fost problema acestui bogat căruia Dumnezeu i-a dat mai mult. Ați sesizat? Pe el era bogat și spune că țarina lui a prosperat. Și când s-a văzut cu mai multe, acest bogat, în loc să zică, Domnul mi-a dat în plus, vreau să dăruiesc altora, că eu am destul, s-a gândit, ia să-mi fac niște hambare noi. Să am mai mult, sau pe să zic, sufletul meu acum veselește-te, ia, dezmăț. Și noaptea aceea Dumnezeu l-a vizitat și a spus, nebunule, s-a încheiat. Dar e socoteală de viața ta. De ce? M-am întrebat, de ce i-a dat Dumnezeu mai mult celui care avea? Să-l testeze. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea mai mult surplus, bonus, ca să te pună la încercare. Să vadă ce vei face tu cu surplusul. E un test spiritual. Acel bogat a căzut la test. Și Iisus trage concluzia. Care e scopul vieții? Să te îmbogățești față de Dumnezeu.
Asumă-ți așadar un stil de viață moderat. Fii mulțumitor pentru toate lucrurile, cum spunea Pavel. Știu să trăiesc în belșug, știu să trăiesc în sărăcie, pot totul în Hristos care mă întărește. Și care ar fi un motto pe care să-l pui pe frigider? Vreau să devin mai mult, nu să am mai mult. A deveni mai mult, nu a avea mai mult. Acesta ar trebui să-ți fie scopul. A patrulea gând practic. Practică dărnicia și milostenia cât mai mult. Nu doar să beneficiezi de ocazii care s-au ivit, ci să creezi ocazii. Aici este secretul dărniciei și milosteniei. Milostenia este, sigur, când vezi pe cineva, s-a ivit o ocazie, îi dai, ești milos. Dărnicia este când tu creezi ocazii. Când tu vrei să dai, când îți planifici să dai, ca să-ți liniștești sufletul. Și știți cartea lui Nicolae Steinhardt, dăruind vei dobândi, frumos adunat, într-o expresie gândirea lui Hristos. De aceea, practică zeciuiala, onorează ziua de odihnă, ziua Domnului, ajută pe săraci. Sunt oportunități. Asta înseamnă să faci ceva. Și mi-am notat aici Proverbe, capitolul 15, vă citesc eu, versetul 16 și 17. Proverbe 15. Trei versete sunt. Mai bine puțin cu frică de Domnul, decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngreșat și ură. Foarte frumos. Proverbe 15, 16 și 17. Încă un gând ultimul este acesta, transformarea dorințelor. Toți avem dorințe, nevoi. Am vrea să avem, să ne bucurăm de lucruri. Dumnezeu nu ne oprește la aceasta. Dacă a pus Dumnezeu dorința noi, înseamnă că e bună. Noi îi punem limite. Ce pune limite cu adevărat? Și aici trebuie să treci printr-o transformare. Și primul gând este să recunoști dacă depinzi de lucruri. Fă-ți o cercetare a vieții tale. Și ia, gândește-te, de ce ești cel mai legat? De chitara aceea? Da? De iPad-ul acesta, plin cu schițe de predici? L-ați vrea unii dintre voi? Depinzi de mașina de afară? Depinzi de ce? Ce-ți place lucru? Îl poți folosi, de aceea l-ai. Dar depinzi de el. Ce s-ar întâmpla dacă nu l-ai mai avea? Recunoaște dacă ai o dependență. Nu știu ce poate fi în cazul tău, dar poate fi ceva. Apoi, cere puterea Duhului Sfânt peste tine ca să-ți transforme pasiunile. Posibil să pui pasiune în ceva ce nu rămâne. Ai nevoie de o putere nouă să-ți schimbe direcția pasiunii. Că s-ar putea să pui pasiune în lucruri, de exemplu în haine, fetelor, în make-up, parfumuri. Băieți, ce să zic? Lucruri. A cere puterea Duhului peste tine prin credință înseamnă
că Duhul va începe să lucreze redirecționarea emoțiilor tale, a pasiunilor tale, a voinței tale. Să-ți ia pasiunea pentru obiecte, pentru lucruri trecătoare și să o mute pentru lucruri duhovnicești veșnice. Cere asta. Va fi o luptă, să știi. O luptă, dar merită și trebuie să nu cedezi. Apoi, dacă vezi că a început schimbarea aceasta, transformarea, cere asistența spirituală a unui mentor. Dacă vezi că nu avansezi, că încă te atrag lucrurile, ai nevoie de un duhovnic, de un om credincios. Fetelor, poate este o femeie binecuvântată, matură, înțeleaptă. Bărbaților, băieților, un bărbat care să te ajute să lupți împotriva acestui spirit al consumismului. Și mai e încă ceva practic aici, să te implici cât mai mult în viața comunitară. S-ar putea ca acest spirit al consumismului să fie în tine pentru că te-ai izolat, te-ai privatizat. Și comunitatea te va ajuta. Fă cât mai multe lucrări împreună, ieșiți în misiune, în evangelizare, faceți lucrări de vizitare a celor mai sărace zone ale țării. Cu lucruri, dați-vă surplusul, mergeți și dați la alții. Învățați să dăruiți, că este mai ferice să dai decât să primești. Și în concluzia mesajului meu, nu poți sluji la doi stăpâni, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Ce trebuie să prețuiești mai mult, zice Pavel, sunt lucrurile care nu se văd, nu cele trecătoare. De aceea raportează-te la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Trăiește mai mult prin credință și nu prin vedere sau prin atingere. Da, s-ar putea să nu ai tot ce ți-ai dorit. Nu e nicio dramă dacă ai lucrurile de sus în tine și pacea lui Hristos și treci prin credință. Va fi bine de tine. S-ar putea ca atunci când ai foarte multe lucruri să nu mai trăiești prin credință. Ați văzut astfel de tineri care n-au, ți se pare că n-au nicio problemă, au tot ce le trebuie. Se lăfăie așa de toate. Și poate ești invidios. S-ar putea ca ei să nu mai aibă credință, că nu mai au nevoie să trăiască prin credință dacă au de toate. Și viața aceasta trebuie trăită prin credință. Mai ultima idee, investește mai mult în relații, în oameni, în ucenicie. Să înțelegi că viața aceasta e o ucenicie și trebuie să te lași format, să formezi pe alții. Am un prieten care am prins o idee de la el și îmi zicea așa, când ești tânăr, cel mai des te întrebi cine sunt. Când ești bătrân, te întrebi cine mai e cu mine. Înțeleaptă vorbă, pentru că așa e, dacă investești acum în tinerețe, în relații, mai târziu spre bătrânețe, asta te vei întreba, cine a mai rămas cu mine? Dacă ai investit și în copii, da, și în prieteni, și în frați de credință, asta dai investiție. Atunci, mai târziu, vor fi cu tine. De tine depinde. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri mi se vor da pe deasupra. Ce-ar fi să venim înaintea Domnului cu o rugăciune? Ne ridicăm cu toții și chiar dacă a fost o lecție mai lungă și mai poate mai aspră decât altele,
Și crezi că Duhul Domnului ți-a vorbit, a atins ceva acolo în viața ta? Vino înaintea Domnului, roagă-te Lui, pune-i problema, cere puterea Duhului Sfânt în viața ta. Ce anume te leagă de lucruri? Ce anume te face să arăți ca și ceilalți, un consumator oarecare? Ne vom ruga Domnului, fiecare pentru El, într-o rugăciune comună, și apoi am să închei cu o rugăciune înainte de a pleca. Să ne rugăm.